Cum se manifesta atacul tău de panică? Aveam transpirații reci, îmi transpiram mâinile, eram foarte agitat și voiam să mă plimb, voiam să mă mișc din loc în loc, nu găseam starea. Ce mai poți să ne spui? Descrie mai în detaliu atacul ăsta de panică. Din senin, începând de când eram pe la liceu, prima dată m-a luat din senin și eram undeva în RATB și am vrut aveam senzația că ar trebui să stau doar la geam, ca să am aer, simțeam că mă sufoc. A fost declanșat de ceva anume? Nu, cred că a fost ceva total subconștient, nu ceva care să declanșeze, nu s-a întâmplat nimic, n-a fost un episod la care să aibă un impact atât de mare încât să am senzațiile de genul ăsta. Deci n-a fost un trigger al lui, ceva de care să-l legi? Nu, nu. Ce ne poți povesti despre experiențele din trecut care au adus la aceste simptome? Simptomele cu atacul de panică, de fapt, problema a fost că problema mea era că mânecam și am început să mănânc de când eram mic, de pe la vreo 4-5 ani cu o cireașă, după care un alt episod a fost în momentul în care m-am mânecat cu miere, în momentul în care m-am mânecat cu salivă și atunci când m-am mânecat cu salivă a fost cel mai rău în ideea în care atunci am simțit că într-adevăr o să mor. Și de atunci am început să intru în panică, să se accentueze de fapt starea de panică. Deci atacurile astea de panică se leagă cumva de senzația ta de necare, de necare un eveniment. Și implicit de moarte. Ai avut acces la tratament înainte de a ajunge la ID Therapy? Te-ai gândit să faci o terapie pentru genul acesta de simptome? Terapie nu, dar m-am tratat la un medic psihiatru cu pastile, prin pastile. Cât timp? În jur de 2 ani, cu pauze, dar în jur de 2 ani. Și cum a evoluat starea ta? Luam pastile, luam tratament medicamentos, după care mi-era ok. După o bucată de timp, iarăși reveneau simptomele și reveneau ceva mai puternic decât ar fi fost înainte. Și tot așa, fără legătură cu ceva anume, pur și simplu? Da, între timp tatăl meu a avut loc decesul tatălui meu. Acum nu știu dacă asta a fost ceva sau nu, sau a declanșat și amănuntul ăsta a declanșat senzația de panică și atacurile de panică, dar așa, dacă ar fi să mă gândesc, nu cred. Deci n-ai legat... Nu, n-aș lega de absolut nimic. Cum ai aflat despre faptul că aici la ID Therapy se face terapie virtuală și cum te-ai decis să vii pentru asta? Prin mătușa mea, care la rândul ei e medic-stomatolog, a avut un pacient care s-a tratat tot aici. Era frică să zboare cu avionul. Și de la frica de a zbura cu avionul, acum zboară vreo 10 ore, 12 ore fără probleme. Și nu voiam să iau pastile. Întotdeauna am vrut să mă autosugestionez, în așa fel încât să nu fiu dependent de pastile. Poți să-mi povestești cum a decurs terapia virtuală aici? Da. A fost bine, a fost neașteptat de fapt de bine, având în vedere că în mintea mea se făceau comparații cu perioada în care luam pastile și, nu știu, de la fiecare ședință simțeam că progresez. Ajunsesem să mănânc, nu știu, o felie de pâine sau câteva îmbucături, după care aveam senzația că nu mai pot să înghit și că mănec și atunci renunțam să mai mănânc. Și cum ai contracarat acest simptom în cursul terapiei? Cum ai învățat? Prin tot felul de exerciții, prin exerciții de respirație, prin exerciții de imaginație. De exemplu? De exemplu, stăteam și mă gândeam la cele mai groaznice momente prin care am trecut, în ideea în care era să mănec, era să mor. De fiecare dată asociam senzația asta de nec cu senzația iminentă de moarte. Și atunci încercam să-mi stopez și gândurile astea și să mi le elimin și ușor și prin exerciții de respirație care îmi dădeau calm și îmi dădeau starea de bine, în așa fel încât să nu mai am senzația de panică și de anxietate, am reușit să trec peste problemele astea. Și exercițiile de respirație le-ai învățat aici? Da, exerciții de respirație am învățat aici, nu știam deloc despre ele, știam că există niște exerciții de respirație și mă bucur că le-am aflat. Și terapia virtuală cum a decurs pentru simptomele tale? A fost ok, am avut, cred că, la terapie virtuală vreo 4 ședințe, 5 ședințe de terapie virtuală. Simțeam că mă relaxează foarte, foarte tare. Când aveam anumite simptome, făceam treaba asta și acasă și am reușit să o depășesc cu bine. Și acum cum te simți și cum au revenit simptomele? Nu, sau? Acum sunt ok, încă de când am terminat, dinainte de fapt să termin, nu am mai avut simptome de genul ăsta. Acum sunt ok, sunt la fel ca înainte și nu, adică aș recomanda cu mare drag oricărei persoane care vrea să facă chestia asta, pentru că lucrul cel mai dăunător a fost faptul că eram dependent de pastile. Aveam senzația că dacă mi-e rău și iau o pastilă, îmi voi reveni imediat. Și bine, probabil eram efect placebo, nu îmi reveneam neapărat din cauza pastilei. Și ai învățat, practic, să controlezi singur. Da, de fapt, pentru mine asta a fost cea mai mare dorință, dorința de a îmi impune singur anumite lucruri și dorința de a conștientiza că acum mi-e rău, dar de fapt mi-e rău doar în capul meu și peste un minut o să-mi fie bine. Și în continuare reușești să folosești lucrurile învățate aici, adică le aplici cu ușurință? Bine, sincer să fiu, nu le-am aplicat pentru că nu am avut nevoie, că m-am simțit bine. Dar dacă aș fi nevoit să fac lucrul ăsta, cu siguranță și mi-ar fi mult foarte ușor.